Salutare pariuri! Pentru ziua de sâmbătă, colegii mei de pe site-ul biletul-zilei.com v-au pregătit următoarele 8 pronosticuri. Bratislava ne aduce un duel încins între Huang și Marterer. Tipsterul Andrei Bratu anticipează un prim set foarte disputat, luând în calcul faptul că cei doi s-au mai întâlnit odată în acest an, pe aceeași suprafață de hard indoor, unde primul set a produs 12 game-uri. Cei doi tenismeni trec prin perioade asemănătoare și nu au niciun set pierdut în acest turneu. Prin urmare, pronosticul tipsterului nostru este de peste 9,5 game-uri în primul set. Suedia-Croația. Tipsterul BMG spune că niciuna dintre cele două echipe nu are ce apăra și ar trebui să vedem o abordare ofensivă din partea acestora. Atât Suedia, cât și Croația nu au un joc defensiv foarte solid, așa că pronosticul tipsterului nostru este intervalul de 2-4 goluri. Azerbaijan-Muntenegru. În ciuda faptului că azerii au surprins de multe ori atunci când au evoluat pe teren propriu, tipsterul Andrei Chiriță crede că muntenegrenii vor veni mult prea concentrați pentru a obține cel puțin un punct din această confruntare. Azerbaijan este obligată să câștige pentru a-și păstra șansele la prima poziție în grupă, iar pentru a obține victoria va trebui să-și asume anumite riscuri în defensivă. De cealaltă parte, Muntenegru este o echipă care preferă jocul la așteptare și care de cele mai multe ori profită din plin de contraatacurile create. Tipsterul nostru consideră că unul sau două goluri marcate de muntenegreni vor fi de ajuns pentru a obține cel puțin un punct în această deplasare. Așa că pronosticul lui este 1-2 goluri marcate de Muntenegru. Linz-Dornbirn. Ambele formații au început extrem de slab sezonul din Austria. Linz ocupă locul 9 în clasament cu 8 puncte acumulate. Are o medie de peste 2,5 goluri marcate per meci și de 3 goluri încasate. De cealaltă parte, Dornbirn a înregistrat 3 victorii și 5 înfrângeri în cele 8 partide disputate, a marcat de 20 de ori și a încasat 28 de goluri. Cele două echipe s-au întâlnit de 13 ori în ultimii 2 ani și de fiecare dată, linia de 4,5 goluri a fost depășită. Prin urmare, pronosticul tipsterului Andrei Cinculescu este de peste 4,5 goluri. Comuna Recea, Unirea Slobozia. Ținând cont că Recea vine după 9 partide din ultimele 10 în care s-au produs cel puțin 3 goluri, tipsterul Zanfi consideră că la acest meci se poate profita pariând pe goluri. De cealaltă parte, Unirea Slobozia vine după 2 partide consecutive în care s-au produs câte 4 goluri. Având în vedere defensivele fragile ale celor două echipe și deznodământul partidelor precedente disputate de acestea, tipsterul Zanfi propune pariul total goluri 3+. Wade ne aduce în atenție confruntarea din fotbalul american de colegiu dintre Michigan Spartans și Indiana Hoosiers. Cei de la Spartans au avut 10 turnovers în cele 2 partide pierdute disputate împotriva lui Iowa și Rutgers, iar în singurul meci în care au fost fără greșeală din acest punct de vedere, au câștigat pe terenul rivalilor de la Wolverines. De cealaltă parte, Indiana vine la acest meci cu un record perfect de 3 victorii în 3 meciuri, însă în opinia tipsterului Wade, această echipă este supraapreciată de bookmakeri. Wade se așteaptă la un letdown spot pentru jucătorii de la Indiana. Acesta crede că se vor lovi de o apărare foarte bună a gazdelor, așa că recomandarea lui este pariul de tip handicap Michigan Spartans plus 10,5 puncte. Portugalia-Franța. Portughezii se află la conducerea grupei 3 din Liga A din UEFA Nations League grație golaverajului. Prin urmare, aceștia au două opțiuni pentru confruntarea cu Franța: victoria, dar și rezultatul de egalitate.
Drept urmare, tipsterul David Chirilă crede că Portugalia va reuși să obțină cel puțin un punct din acest meci. Franța traversează o perioadă mai slabă și vine după o înfrângere suferită pe teren propriu, cu scorul de 0-2 în fața Finlandei. Tipsterul nostru se așteaptă la un joc închis și propune pariul 1x și sub 3,5 goluri. Radu Oprea ne aduce în atenție confruntarea dintre RVDM și Liers din Liga a doua belgiană. Tipsterul nostru spune că în această competiție se marchează foarte mult și ținând cont că pe niciuna dintre formații nu ajută un rezultat de egalitate, este de așteptat să vedem un joc pe contre care să producă 3 sau mai multe goluri. Majoritatea partidelor disputate de cele două echipe în acest sezon s-au încheiat cu scoruri mari, așa că tipsterul Radu Oprea propune pariul total goluri 3+. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să apeși butonul de like și să te abonezi la canalul nostru.